altceva? Soții Flora locuiesc împreună cu cei doi copii pe un deal din apropierea comunei nemțene Borlești. Erau mândri de căsuța pe care au reușit cu greu să o construiască prin forțe proprii, până zilele trecute când o vijelie puternică a smuls complet acoperișul locuinței. O zburat până acolo, așa. O parte a fost acolo, o parte ne-a venit aici, o parte de la vale și o parte aici, așa, total. A fost un vârtej, da. Foarte greu. În mijlocul iernii am muncit 15 ani în străinătate ca să facem o casă și când să ne bucurăm de ea, în 10 minute a zburat tot. Cei doi soți au împreună doi copii, unul de 3 luni, celălalt de 3 ani. Se tem că singur nu mai au cum să repare casa, însă comunitatea locală a oferit o mână de ajutor, ca lucrările să meargă mai repede. Ai venit să dai o mână de ajutor? Să ajut oamenii ăștia, ce pot. Ai venit cu prietenii să dați o mână? Da, am venit cu nevasta, Sara, și apoi poate am venit cu prietenii. Am făcut un raport pentru a obține un ajutor bănesc pentru familia Florea. În paralel, noi, ca și autoritatea locală, ne vom implica cu toate forțele în a ajuta la refacerea acelui acoperiș. Mai multe localități din județul Neamț au fost afectate în ultimele zile de rafale năprasnice de vânt. În Piatra Neamț, mai multe autoturisme au fost avariate după ce șarpantele de pe câteva blocuri au fost smulse. Pagube au fost înregistrate și în comunele Bălțătești și Pipirig, dar și în zonele montane ale județului.